Hristos a înviat. Să dă noroc la o zi mare frumoasă. Da. Adevărat a înviat, Marius. Mulțumesc foarte bine. Cum a fost în Barcelona? Super, acolo sunt chiar românii care sunt totici de muzică populară. O să facem, am vorbit acolo, o să facem un program extraordinar cu români talentați, cu doamne, cu băieți frumoși, avem și grup vocal. Da! Sigur că da. Lisește grupul deja, vocal bărbătesc. Deja am vorbit. Moștenitori. Acum, da, moștenitorii care am colaborat foarte mult la Enul, la Favorit, peste tot. Ce să vă zic decât la mulți ani ziua de Paște, tuturor care au venit acasă acum de sărbători, cea mai frumoasă zi din, eu știu, din viața noastră, să spun, pentru toată lumea e o zi mare. Exact, este o zi frumoasă și trebuie să sărbătorim așa cum se cuvine. Prin cânte și prin... Domnul Ionel, ați venit cu o piesă frumoasă intitulată, cum se numește? Sus paharul lume, dragă, sus pentru că sus pahar, de sărbători. Și lume dragă, să se treacă toată lumea. Ionel, salut! Sus paharul lumei dragă, cu petreci o noapte întreagă, cu vinul și cu bucate, hai noroc și sănătate. Sus paharul lumei dragă, cu petreci o noapte întreagă, cu vinul și cu bucate, hai noroc și sănătate. Bea paharul omule, mai lasă averile, mai ascând-o de la bani, că banii aduc în jumani. Bea paharul omule, mai lasă averile, mai ascând-o de la bani, că banii aduc în jumani. De unde lumea petrece, nimeni n-ar mai vrea să plece, dacă-i chemă-i che să vie, când place la veselie. De unde lumea petrece, nimeni n-ar mai vrea să plece, dacă-i chemă-i che să vie, când place la veselie. Bea paharul omule, mai lasă averile, mai ia-ți gând-o de la bani, că banii aduc în jumani. Bea paharul omule, mai lasă averile, mai ia-ți gând-o de la bani, că banii aduc în jumani. Frumoasă-i viața când te apucă dimineața, ci pui muzica să scânte, ca să iei ora înainte. Zici cât de frumoasă-i viața când te apucă dimineața, ci pui muzica să scânte, ca să iei ora înainte. Bea paharul omule, mai lasă averile, mai ia-ți gând-o de la bani, că banii aduc în jumani. Bea paharul omule, lasă averile, mai ia-ți gând-o de la bani, că banii aduc în jumani. Domnul Ionel Stama, unde ați plecat? Veniți, domnule, cu ați plecat, gata, ați cântat, ați plecat. Vreau să vă mai întreb ceva, dar ați plecat așa, gata, călător, vânător. Unde ați plecat? Spania. Și ați venit înapoi sau cum? Da, prefer Spania foarte mult. Spuneți-ne, dumneavoastră, veți mai scoate un album muzical? Presupun că veți scoate un album muzical și pentru fanii ce vă iubesc muzical. Sigur că da. Cum de altfel toată lumea caută să găsească... Numai puțin, unde e microfonul? Să vorbiți. Scuzați-mă, ce scuze. Da. Și eu am pe cineva care mi-a compus niște cântece, deci numai e poezie. Restul trebuie să lucrez cu... Am pe cineva la voce. Cu ce orchestră? Lui Ferrado. Ferrado. Aha, cu domnul Ferrado. Da, domnul Ferrado. Am pe domnul Bădrâzeu. Nu minunat! N-ai eu ce să aduc, live, sigur că... Live, 100% live! Și sper. A fost de ziua mea cum, într-un post de da? Televiziune și a făcut un live. Un live 100%. De 100%. Ce, cum ai întrebat pe toată lumea? Cum pornește, cum... Exact. De unde inspirația? Pentru că oamenii trebuie să-l cunoască și aceste... Da, trebuie să simți, adică ceea ce îți place ție, ce vine urechii bine, trebuie să pui pe pie.
și a spus totul. Da, de exemplu, eu m-am inspirat cu anul cu care v-ați inspirat, și cu doamna Doina Poacă? Sigur că da. Când merg eu pe la doamna Nunchel, merg la doamna Nunchel. Ia veniți doamna Doina Poacă încoa, haideți, haideți, haideți. Dumnealui a spus că vă se inspiră. Da, s-a inspirat din... Da, nu se vede. Nu mă inspir foarte. De la Ionești să trăiești. Da, eu am cătat la Ionești pentru domnul Gigi era mentor. Eu când și-o la Ionești, dar nu depășesc pe domnul Gigi. Păi ia, hai să facem o demonstrație. Ia domnul Gigi. Nu, cu naio. Nu se poate? Zice, nu? Eu când pe... Sau cum? Eu invers. Eu cu dreapta în... Cu dreapta, da. Pasă cu dreapta și... Joasele vin după partea stângă. Bine, și dumnealui cântă cu joasele în partea dreapta. Deci total invers. Deci nu poate să execute. Făceam amândoi concursuri, adică pe orchestră, nu? Să cânte, da.